Bună seara, stimați spectatori, vă vorbesc din nou de pe stadionul São Paulo din Napoli, unde în prezența aproximativ 50.000 de spectatori se dispută astăzi partida Argentina-România. Camerelor de luat vederi, suporterii echipei României, Rotariu și Hagi, în atac. Und hier Diego Armando Maradona in eine Aufzeichnung. Gheorghe Hagi. Evident decât reacția lui Hagi. Suntem în ultimul minut al primei reprize. Joc. Ați constatat probabil că în meciul Austria-Cehoslovacia s-au jucat doar 46 de minute de joc efectiv din 93 de ani. Ar media de vârstă a echipei noastre, 26 de ani și o lună. Lovitura de începere au avut-o argentinienii. Maradona l-a fautat pe Balin. Hagi. Reușește să treacă de Bruceaga. Balin lui Lupescu încearcă să-l deschidă pe Resnic. Caligia rezistă atacului din spatea lui Lupescu. Reprimește Caligia de la Maradona. Trece de Batista, este faultat de Maradona. Echipa argentiniană are până acum titlul la Klein, din nou Hagi, în luptă cu Maradona. Și încă un cartonaș galben. De această dată foarte ușor acordat de arbitrul portughez Carlos Silva Valente. Maradona exagerează puțin urmările acestui faul. Cred că și prima intervenție a lui Maradona a fost mai periculos atacant argentinian. Balonul la Hagi. Aruncare de la margine Orarticoecea. Maradona. Resnic. Hagi. Ținut de Buruceaga. Lui Rotariu. O lovitură liberă executată. Ratează intervenția Rotariu. Maradona extremă stânga. Centrare cu efect. Boxează lui Franța la lans. Așa cum spuneam și în precedent. Antone. Hagi. Avansează din nou Resnic pe extrema dreaptă. Hagi trece de Maradona. Trece de Batista. Îl fentează pe Buruceaga. Este urmărit de Trolio și blocă. Ragică Popescu la Resnic. Acum Lăcătuși. Cartonaș galben pentru un eventual următor meci. Jocul nu este deseori întrerupt, are cursivitate. Hagi este faultat de Batista. În finalurile de repriză sau în finalurile de meciuri, statistica televiziunii italiene privind timpul efectiv de joc. Luceaga. Foarte bine din nou Rotariu în spatele lui Maradona, care totuși reușește să trimită spre Batsoa. Hagi. A încercat o pasă cu călcâiul spre Palin.
Hagi îl are în față pe Simon. Pasa mai puțin bună. Maradona. Foarte bine. Ei vor ca echipa argentinii să rămână mai departe la Napoli. Acțiune Hagi. Din repriza secundă, presiunea campionilor mondiali a devenit mai mare. Maradona. Dar au trecut doar 5 minute, aproape 6 din repriza secundă. Hagi. Balint. Batista. Burceaga. Maradona nu poate să se desprindă. Balint îl dublează pe Rotariu. Maradona luptă împreună cu Balint și obține o lovitură liberă. Lupescu îl găsește pe Hagi. Lângă el o Articoecea. Dublează Giusti. Centrarea lui Hagi. În apropierea careului de 6 metri. Foarte periculos cornerul. Reamintesc, conduce Argentina 4 puncte plus 2 gol averaj, Camerun 4 puncte minus 2. Hagi încrucișare cu Lupescu. Lăcătuș, centrare bună, cap! Balint, cap! Minutul 24 al reprizii a doua. Da, Klein a fost. Un foul după părerea. Atac argentinian, Maradona respinge Redic. Nu trebuie să ne retragem. E greu de rezistat încă atâtea minute fără să contraatacăm periculos. Hagi luptă cu Maradona, cei doi decari. Cele două super valori ale fotbalului din România și Argentina se vor întâlni în curând, probabil în meciurile Real Madrid-Napoli. Schimbare în echipa noastră este... Maradona. Apare sau de la o pătrundere a lui Canicia. Maradona la balon, la balon, Rotariu lângă el, centrare, Calderon. Ajută, primește Rotariu de la Antone. Hagi, a sfârșit Retnic în față. Lăcătuș este pe dreapta, un argentinian se clatină și cade din alergare fără să fie cenat de nimeni. Oboseala începe să spună cu vânt. Simon, Maradona. Rotariu lângă el, tot timpul lângă el. Hagi. Televiziunea italiană îi urmărește dribling-ul. Aruncă Pasualdo. Maradona nu poate ieși din cleștere apărătorilor noștri. Degajează la întâmplare Gică Hagi. Centrare Maradona, pare lung. Locim în emisie, întrucât colegul Ovidiu Anițoaia, atașatul de presă al echipei naționale, se află la locul în care se vor lua ceea ce se numesc flash interviuri. Raportul șuturilor la poartă.